Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Regio Jurnal. O rețea ilegală care se ocupa cu sacrificarea animalelor și comercializarea cărnurilor a fost destructurată. Introducerea cărnii spre consum public fără expertiză sanitar-veterinară poate periclita sănătatea publică. Specialiștii analizează acum situația în vederea stabilirii sancțiunilor. Lucrători ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj și a Inspectoratului de Poliție Județean au destructurat în noaptea de joi spre vineri o rețea prin intermediul căreia animalele erau sacrificate și introduse pe piață înspre consum public. Este vorba de o situație în care s-au sacrificat ilegal două ovine și o bovină adultă, iar carnea de bovină urma să fie folosită în consum public. Sacrificarea, tranșarea, manipularea și alte operațiuni au avut loc în condiții neigienice. Grav este că introducerea în consum public fără expertiză sanitar-veterinară și fără un control sanitar-veterinar al cărnii poate pune în pericol sănătatea publică, a declarat directorul Direcției Sanitar-Veterinare. Locul de sacrificiu era gospodăria unui cetățean din satul Sânicoară, de unde carnea era transportată ulterior în Cluj-Napoca. Ajunsă la destinație, aceasta era tranșată, dezosată și livrată unei unități pregătite să hrănească circa 200 de persoane în cadrul unei mese extinse. Peste 200 de kilograme de carne descoperită în urma acțiunii a fost reținută și va fi distrusă. Persoanele implicate în acest caz au fost audiate de poliție și de Direcția Sanitar-Veterinară. Noi urmărim această rețea de circa 3 luni, a mai adăugat șeful direcției.